Stimați colegi, bună dimineața! Să încercăm să fim maxim operativi în această privință, conform tuturor indicațiilor conducerii de vârf și celor care ne-au mijlocit să fac responsabili de situațiile excepționale. Suntem obligați să desfășurăm această ședință, să coordonăm activitățile pe care putem să le coordonăm. Și astăzi vrem să vorbim despre măsurile de urgență, atât în sistemul de sănătate publică, sistemul asistenței sociale, tot ce avem în instituțiile din subordinea primăriei. Și asta știți foarte bine, că avem 6 cazuri confirmate, dintre care 2 din Chișinău. Din câte înțeleg, sunt alte 40 de cazuri suspecte care sunt în examinare. Și cred că trebuie să fim maxim precauți, pentru că o treime din populație se află astăzi, dacă nu mai mult, în municipiul Chișinău. Dar dacă să examinăm cei care vin de zi cu zi în Chișinău, atunci putem spune cu fermitate că aproape jumătate din populația Republicii Moldova traversează municipiul Chișinău, practic în fiecare zi. Vreau să discutăm despre acțiunile întreprinse de subdiviziunile primăriei pentru prevenirea oricăror situații de risc, acțiunile de informare și sensibilizare a societății, responsabilizarea agenților economici, acțiunile întreprinse de comisiile de criză constituite în spitale, pregătirea și dotarea spațiilor speciale izolate, măsurile de reducere a riscurilor de răspândire a cazurilor de infecție, respectarea recomandărilor de către toate persoanele, cât și cei cu semne clinice de boală. Vreau să zic că noi am discutat într-o ședință mai îngustă cu viceprimarii și cabinetul până acum. Și vreau să vă anunț că vom extinde campania de informare. Acum viceprimarii au indicațiile respective de a contracta sau convoca, cum o să reușim, cu titlul gratuit sau în baza deciziilor fondului de rezervă, companiile de publicitate, agențiile nemijlocite și instituțiile care se ocupă de prestarea serviciilor, pe de altă parte, cei care sunt în rețelele de distribuire a diferitor produse, rețelele mari, cele mai mici. Urmează să vedem ce facem pe partea de stații, transportul public. Trebuie să evităm la maxim orice opțiune de risc care poate să existe. Pe de o parte. Pe de altă parte, am zis că astăzi probabil o să trebuiască să luăm decizia de a închide activitatea pieței centrale, pentru că acolo avem cel mai mare flux de oameni care este posibil atât din țară, dar și din Chișinău. Voi să vedem ce facem, stimați domn prieteni, cu piețele din teren pe care le aveți. Marea majoritate sunt private, dar și alte activități. Rog foarte mult, pentru că am solicitat și doamnei Cutasevici, și doamnei Ionesi, domnul Ceban, domnul Chironda, să avem acțiuni conjugate în această privință. Să avem adresări către guvern pentru suplinirea capacităților în această privință, în ceea ce ține de măști, dezinfectanți, mânuși. Avem oameni care lucrează în teren, trebuie să avem grijă și maximum prudență în această privință. Știu că aceste capacități sunt reduse. Ne vom adresa și ambasadelor de resort și instituțiilor internaționale în această privință ca să ne ajute. Dar rog astăzi, doamnă Tasevici, convocarea fondului de rezervă pentru examinarea acestor oportunități numai târziu de ora 3 și necesităților financiare care sunt. Asta este 1. 2. Tot astăzi
O să solicităm prietorilor. Am discutat cu multă lume de dimineață, instituțiile din subordine, cei care fac curat în Chișinău, spații verzi, autosalubritate, regie X-Drupo, transporturile, toți cei care ies la linii, toți cei care se întâlnesc în spații mai mari, să avem maximă prudență în această privință și maximă protecție. Știu că aceste capacități sunt limitate și vă rog foarte mult până la ora 1, maximum 2, să ne dați numărul persoanelor care ies în tură zilnic pe diferite subdiviziuni pe care le aveți. Puteți da indicații acum să vă transmit această informație, pentru că am rugat colegii să vă convoace separat pe fiecare domeniu și o să anunțe viceprimarii la sfârșit aceste lucruri, cine și unde se convoacă și la ce oră, pentru ca să acumulăm aceste informații. Doamna Mucearski, vă rog frumos. Bună ziua, domn primar. Bună ziua. Bună ziua, domnul viceprimar și stimați colegi. Într-o realizare a măsurilor de prevenire și reducere a riscurilor de răspândire a cazurilor de infecție cu coronavirusul de tip nou, precum și pregătirea instituțiilor medicale pentru prevenire și control a infecției COVID, s-au efectuat următoarele măsuri. În toate instituțiile medico-sanitare publice, în spitale, asociații medicale, teritoriale, centre de sănătate și private din municipiul Chișinău, cadrele medicale au fost informate și familiarizate cu ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind măsurile de reducere a riscurilor de răspândire a cazurilor cu COVID, precum și prevenire și control. În conformitate cu ordinele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, lucrătorii medicali au fost instruiți privind managementul clinic al infecției COVID-19. Au fost actualizate planurile instituționale și de pregătire și răspuns la situații excepționale. A fost actualizată schema de informare a instituțiilor medicale în caz de infecție cu coronavirusul de tip nou. În instituțiile medicale și subdiviziunile instituțiilor sunt plasate avizuri referitor la solicitarea medicului de familie la domiciliu în caz de stări febrile acute. Populația din sector este informată permanent prin rețelele de socializare, mese rotunde, convorbiri despre infecția cu coronavirus de tip nou și măsurile de profilaxie. Au fost revizuite și înnoite stocurile de echipament personal de protecție, medicamente și preparate biodestructive. Totodată, în baza ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID, în scopul noilor recomandări a Organizației Mondiale a Sănătății, a fost aprobată lista instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID, buletinul de însoțire a probei biologice pentru detecția virusului, infecțiilor respiratorii severe și COVID, formularul provizoriu al Organizației Mondiale a Sănătății pentru raportarea cazurilor probabile și confirmate de infecții COVID, algoritmul de măsuri pentru persoane sănătoase, algoritmul de măsuri pentru persoane cu semne clinice de boală. Asociațiile medico-teritoriale, în conformitate cu aceleași ordine a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și circularele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au elaborat ordine interne privind prelevarea, conservarea, etichetarea, ambalarea și transportarea probelor pentru identificarea virusului gripal, coronavirusului de tip nou, și au adus la cunoștință lucrătorilor medicali implicați în proces despre colectarea și transportarea materialelor biologic pentru investigații la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în conformitate cu ghidul de supraveghere și diagnostic. În cazul fluxului mărit de pacienți, medicii de familie vor monitoriza starea sănătății prin telefon tuturor persoanelor suspecte. De asemenea, vor fi implicați și instruiți studenții anului 6 al Universității de Stat Medicină și Farmacie Tistemițeanu, care petrec în aceste instituții stagiul practic pentru 2 luni. Lucrătorii medicali din toate subdiviziunile asociațiilor medical-teritoriale au fost instruiți la ședințele săptămânale de activitate despre clinica, diagnosticarea și tratamentul bolnavilor cu COVID. Au fost aprobate planurile instituționale de pregătire și răspuns la situații excepționale, planul de fortificare a acțiunilor urgente în prevenirea și controlul gripei, infecțiilor respiratorii acute și infecțiilor respiratorii acute severe și coronavirusului de tip nou. Au fost actualizate schemele de informare a instituțiilor medicale. Instituțiile medicale dispun la moment de medicamente, preparate, dezinfectante și costume de protecție, dar stocurile necesită de a fi suplinite.
Echipele medicilor de familie informează sistematic populația în cadrul ședințelor individuale și în grup despre măsurile de prevenire și reducere a riscurilor de răspândire a cazurilor de infecție cu COVID-19. De asemenea, de către instituțiile, de către asociațiile medico-teritoriale au fost evaluate instituțiile de învățământ general, preșcolar, primar și secundar. Instituțiile de învățământ au respectat regimul sanitar-epidemiologic conform actelor normative în vigoare. Luând în considerație situația epidemiologică în agravare, în temeiul hotărârii numărul 6 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, prin ordinul 292 din 10 martie, a fost suspendat procesul educațional din instituțiile publice și private pentru perioada 11-23 martie. Referitor la pregătirea instituțiilor medicale spitalicești în caz de infecție cu coronavirus de tip nou, Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii este unica instituție municipală care, conform ordinului Ministerului Sănătății, este selectată în lista instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID. Celelalte instituții municipale spitalicești nu au fost înregistrate pentru tratamentul pacienților infectați cu COVID, dar instituțiile sunt pregătite pentru acordarea asistenței medicale provizorii prin izolarea temporară a cazului suspect cu COVID până la sosirea serviciilor 112. Bolnavii suspecți cu infecții virale COVID vor fi transportați din instituțiile medico-sanitare municipale la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, deoarece acest contingent prezintă pericol pentru ceilalți pacienți. În caz de situație excepțională, în cadrul spitalelor municipale este prevăzută reprofilarea unor secții pentru spitalizarea bolnavilor cu infecții virale cu diverse complicații. Astfel, în Spitalul Clinic Municipal numărul 1 este prevăzută reprofilarea unei secții pentru spitalizarea bolnavilor cu complicații diverse la etajul 2 a blocului A. La Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime poate fi reprofilate 120 de paturi. La Maternitatea Municipală numărul 2, disponibil reprofilarea 55 de paturi pentru gravide și lăuze. Au fost revizuite și aprobate planurile de fortificare a acțiunilor urgente în prevenirea și controlul gripei, infecțiilor respiratorii acute, infecțiilor respiratorii acute severe și infecții coronavirus de tip nou. Toate instituțiile medico-sanitare municipale au actualizat schema de informare a instituțiilor medicale ierarhic superioare și a autorităților în caz de infecție coronavirus. Personalul medical la moment este asigurat cu echipamentul de protecție necesar la acordarea asistenței medicale pacienților cu infecția COVID. Stocurile de echipament, vorbesc de instituțiile spitalicești, sunt la moment asigurate cu medicamente și preparate biodestructive, disponibile în volum suficient pentru o lună. Pentru tratamentul bolnavilor cu infecții respiratorii severe, farmaciile spitalelor dispun de antibiotice pentru tratarea pneumoniilor. La moment, produse antivirale nu sunt. Referitor la controlul infecției coronavirusul de tip nou, informez că la data de 12 erau 6 cazuri înregistrate, 4 dintre care sunt în municipiul Chișinău. Totodată sunt investigate 67 de persoane, spitalizate 62 de persoane, inclusiv copii cu vârsta de la 0 la 17 ani, 28. Conform informației cumulative prezentate de către asociațiile medico-teritoriale din sectoare, din municipiul Chișinău, la data de 12 de ieri au fost recepționate 3661 de fișe epidemiologice. Sub supraveghere sunt 2.811 persoane, în carantină 1.092 de persoane, deschise certificate de boală 46 de persoane. În ceea ce privește măsurile sociale, de luni, astăzi este ultima zi, au fost sistată alimentarea persoanelor în vârstă și cu dizabilități cu acordarea coletelor de produse alimentare. Persoanele de servicii la domiciliu, fără copii sau rude apropiate după lege, care vor fi vizitate de lucrătorul social de 2 ori pe săptămână, de obicei se practica și 3 și mai multe ori pe săptămână. S-a restricționat accesul cetățenilor în direcțiile
de asistență socială teritorială, unde avem un flux mai mare de cetățeni, și la Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate, procesul de informare și consultare a cetățenilor se va efectua telefonic sau prin poștă electronică. La Centrul de Găzduire și Orientare a Persoanelor fără adăpost au fost asigurate normele de igienizare a încăpirilor, suprafețelor, conform graficelor prestabilite, s-au asigurat persoanele lucrătorii cu măști, bahili, soluții dezinfectante pe bază de alcool și beneficiarii centrului deja au primit câte un set de produse igienice. În sfârșit, am vrut să spun că potrivit statisticilor, cea mai mare mortalitate cu acest virus este între persoanele vârstnice. Și țin să reiterez, cred că au fost foarte multe expuneri în acest mort. Persoanele în vârstă sunt acelea cu imunitate scăzute și cu boli cronice și ei, preponderent, ar trebui să respecte acea carantină care este de dorit să stăie mai mult acasă. Mulțumesc! Probleme fundamentale pe care le aveți? Echipamentul, măști, termoscanere, bahili. Adică noi avem rezerve doar pe lună, instituțiile medicale. Deja pregătită scrisoarea, da. Nu putem cumva implica Asociația Farmaciilor, farmaciile, ca să identifice de unde pot importa, procura, deci aduce ceea ce este necesar. La moment este un deficit peste tot, nu numai în Republica noastră, dar și în toată lumea. Noi încercăm să identificăm, fiecare manager de instituție medicală încearcă de sine stătător să identifice, unul le reușește, la moment avem ceea ce avem. Mulțumesc! Doamna Bârcă. Stimate domnule primar general, stimați colegi, Instituția Medico-Sanitară Publică Stal Boli Contagioase Copii este concepută din start ca și staționar antiepidemic, din care cauză absolut toate saloanele, 44 de saloane plus 3 în unitatea primirii urgențe, sunt boxate, ceea ce înseamnă că ele corespund ideal pentru spitalizarea pacienților care întrunesc condițiile de caz COVID. Ce înseamnă box? Este un salon format din ecluză, prima încăpere, în care se găsește lavoarul, substanțe dezinfectante unde se îmbracă doctorul. Următorul este salonul însăși, conceput pentru 2-3 persoane, avem și pentru unul. Următoarea este baia, unde este WC-ul, unde este duș cu apă caldă curgătoare permanent, lavoar pentru pacient și este încă o ecluză la ieșire afară, la etajul întâi. Astfel, la moment, noi suntem una din cele două instituții strategice care internăm pacienții cu suspecție la COVID și dacă o să fie confirmați copiii, o să rămână tot la noi pentru tratament. Ce s-a făcut la noi? Evident, urmând toate recomandările OMS-ului și a Ministerului Sănătății și a Guvernului, s-a format comisie extraordinară. Pentru situații excepționale epidemice în instituție s-a instalat regim special antiepidemic, s-au sigilat până la moment două secții care primesc boxat pacienții cu suspecție. Ei se primesc de pildă astăzi și mâine până la orele 3. Noi avem toate rezultatele. În continuare, pacienții care nu s-au confirmat sunt transferați în alte secții, în alte spitale sau trimiși acasă. Dacă se confirmă, ei o să rămână la noi, respectând toate regulile antiepidemice. Spitalul este asigurat cu tot ceea ce este necesar. Atât din fondul de rezervă a primăriei a fost asigurat săptămâna trecută cu dozatoare și soluție cu alcool pentru prelucrarea mâinilor. Și vă mulțumim pe această cale. Este asigurat cu substanțe dezinfectante, dar nu pe mult timp, fiindcă acum merge o cantitate enormă de substanțe dezinfectante pentru prelucrarea tuturor suprafețelor. Suntem asigurați cu costume speciale din rezervă și la moment avem destule costume pentru aceste cazuri. Personalul medical a reacționat destul de liniștit. Noi am lucrat în epidemii de difterie, holeră și alte epidemii.
Noi știm a ne proteja și noi sperăm că o să facem față situației. Toate necesitățile noastre de care avem nevoie le-am expus în lista pe care a prezentat-o doamnei Bucearski pentru fondul de rezervă. Mulțumesc! Domnul Pavole. Domnule primar general, domnilor viceprimari, stimați colegi, bună ziua! În ceea ce privește acțiunile Direcției Generale în legătură cu declararea codului portocaliu de pericol de infecție COVID-19, vă informez următoarele. În data din 9 martie, la solicitarea doamnei Cutasevici, viceprimar, a fost făcută o ședință comună a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Direcția Protecției Copil, Direcția Asistență Socială. Ca urmare au fost stabilite 10 acțiuni obligatorii pentru directorii instituțiilor de învățământ, subordonate, toate ele au fost transmise managerilor spre executare. De asemenea, colaboratorii Direcției Generale au monitorizat telefonic sau prin ieșirea la fața locului a executării acestor acțiuni. În data de 10 martie, ca urmare a hotărârii numărul 6 a Comisiei Naționale Extraordinare, dar și a Ordinului Ministerului Culturii și Cercetării 292, a fost sistată activitatea instituțiilor de învățământ. Ca urmare, managerii de comun acord cu cadrele didactice urmau să supravegheze copiii la domiciliu prin intermediul diferitor posibilități tehnice. De asemenea, a fost solicitată informația de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu referire la situația epidemiologică din instituțiile de învățământ. La data de 11 martie, ca urmare a Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 298 și a următoarelor dispoziții a respectivului minister, a fost sistată activitatea, toate activitățile care urmau să fie executate pe domeniul sport și cultură. De asemenea, a fost emisă dispoziția domnului primar general numărul 99, prin care urmează să avem anumite acțiuni, inclusiv în cadrul Direcției Generale, pentru diminuarea răspândirii virusului COVID-19. În această zi am avut o ședință operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Direcției Generale, la care am menționat despre necesitatea colaborării între angajații Direcției Generale și managerii instituțiilor de învățământ în ceea ce privește monitorizarea situației a copiilor care se află la domiciliu. Tot în această zi au fost monitorizate 32 de instituții de învățământ primar, 50 de instituții de educație timpurie, 15 instituții extrașcolare. Au fost monitorizați copiii care au revenit de peste hotarele țării. De asemenea, s-a solicitat managerilor instituțiilor de educație ca în perioada miercuri, joi și inclusiv astăzi să fie igienizate toate spațiile din instituțiile de învățământ, dar ținând cont și de dispoziția primarului general să fie făcută curățenie generală pe teritoriul instituțiilor. De asemenea, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost colectată și prezentată informația despre numărul persoanelor, inclusiv elevi, dar și cadre didactice, cât și părinți care au vizitat recent Italia. Total, la moment, au fost comunicate, au revenit din Italia 46 de elevi, din 39 de instituții. De asemenea, au revenit din Italia 12 familii care își duc copiii în instituțiile de educație timpurie. În data de 13 a fost pusă în aplicare circulară Ministerului Educației, Culturii și Cercetării numărul 1685 din 12 martie, prin care am menționat despre necesitatea colaborării între structura internă ce ține de activitatea cadrelor didactice, dar și manageri, în ce privește relațiile de muncă cu managerii și cadrele didactice, ținând cont de faptul că au apărut anumite neclarități în ceea ce privește timpul de muncă al angajaților din instituțiile de învățământ.
Astfel a fost transmis tuturor cadrelor de conducere, precum că angajații tuturor instituțiilor de învățământ își exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu programul de muncă prestabilit. Administrația instituției de învățământ poate decide desfășurarea de către angajată unor atribuții de serviciu în alt loc decât cel din instituția de învățământ. De asemenea, am comunicat tuturor managerilor despre interzicerea exercitării presiunilor asupra angajaților în scopul depunerii cererilor de acordarea a concediilor fără plată. În perioada de referință, secția Resurse Umane a colaborat cu toți managerii instituțiilor în vederea soluționării tuturor problemelor ce țin de relațiile de muncă a profesorilor, dar și a altor cadre care sunt angajate în instituțiile de învățământ. La moment, Direcția Generală încearcă să transmită atât comunității cât și angajaților din sistem toate informațiile care vin inclusiv din cadrul primăriei, dar și a tuturor ministerilor. Am încercat să facem, unde a fost posibil, ședințe cu profesorii pentru a le explica cum urmează să colaboreze și să monitorizeze elevii la domiciliu. De asemenea, astăzi, în cadrul ședinței operative de dimineață, am solicitat colegilor mei să stabilească care sunt criteriile de colaborare între profesori și elevi, ținând cont de faptul că, la moment, am depistat foarte multe situații în care elevii nu respectă autoizolarea la domiciliu, dar se află la terenurile de joacă sau sunt în stradă. Urmează să, pe parcursul zilei, să transmitem aceste recomandări către cadrele manageriale pentru a fi discutate cu colectivitățile didactice. Mersi mult! Câteva momente. Și ne-am vorbit cu doamna Ctaseci. Vă rog frumos, haideți, cred că nouă vom avea o altă oportunitate să ne concentrăm pe această activitate, să elaborăm module electronice cu înregistrarea, cel puțin la această etapă, a lecțiilor pentru toate profilurile. Avem pedagogii extraordinari în Chișinău. Eu cred că am putea selecta 50-100 de unități care să de oameni buni, pedagogii ai anului. Iată, acum haideți să le punem în valoare și să facem lecții pe o săptămână înainte să le înregistrăm, să le transmitem prin acele grupuri de părinți care le are fiecare, practic, instituție educațională, fiecare clasă. O să vedem ce facem cu feedback-ul, dar cred că e cea mai bună oportunitate ca să testăm aceste lucruri pentru viitor. Dacă tot copiii stau acasă, iar pedagogii merg la școală. Haideți cumva să îi antrenăm într-un proces care să ne fie util nu doar pentru ziua de astăzi, dar pentru ziua de mâine. Okay. Asta înseamnă învățarea electronică, să vedem ce putem face pe viitor cu copiii care eventual, din cauza bolii sau altceva, nu pot veni la școală. Asta ar însemna că poate tot pe viitor vom putea înregistra aceste lecții online. Toată lumea face, sunt universități astăzi care se află la 13.000 de kilometri și primesc diplome. Haideți să folosim acest lucru și ca oportunitate. Avem o problemă, haideți să o privim și ca o oportunitate în care să ne concentrăm. Noi am vorbit cu doamna Ctaseci, vă rog frumos să vedem cum să facem acest lucru. Și doi, am vorbit astăzi cu pretorii și cu ceilalți responsabili. Domn Brăzăniu, este foarte binevenit ce ați făcut în sector. Rog ca în fiecare sector să facă dezinfecție la terenurile de joacă pentru copii. Oricum, cât n-am vorbit noi despre aceste lucruri, copiii vor ieși. Așa este mentalitatea noastră, nu trebuie să ne ascundem. Noi, dacă scaunul e vopsit și scrie pe el vopsit, neapărat trebuie să punem degetul. Asta e situația și să vedem dacă e vopsit sau nu e vopsit. Deci nu-i putem convinge pe toți, de asta ar trebui să vedem cum putem preveni la maxim lucrurile care ni se pot întâmpla. Asta înseamnă terenuri de joacă, scoaruri, parcuri, acolo unde este mare aglomerație, pe lângă campanie de informare, despre care vom vorbi separat. Mersi mult!